Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit! Suntem împreună la Gala Laureaților, ediției a 10-a a Festivalului Național de Folclor Sus la Munte, la Mușcel, aici, la Câmpul Lung. O invitație deschisă către toți cei care ne urmăriți de acasă, de peste tot din țară, pe postul TVR1, pentru a veni aici, la Câmpul Lung, și a vă bucura de tot ceea ce vă oferă tinerii artiști dornici să promoveze valorile tradiționale ale zonelor pe care le reprezintă. Totodată, aici, la Câmpul Lung, ne întâlnim cu artiști valoroși pe care i-are folclorul românesc. Veniți în recital, ediție după ediție. Anul acesta ne întâlnim, iată, în cadrul unui eveniment care marchează 10 ediții. Vorbim așadar de o întâlnire specială, aniversară, prin care organizatorii își doresc să reamintească faptul că această zonă, Câmpul Lung Mușcel, are foarte multe tradiții vechi, are foarte multe lucruri de arătat, de la costume, cântece, dansuri tradiționale, și totodată aici devine încă un loc în care tinerii artiști se pot întâlni, se pot întrece, pentru că sunt premii extrem de tentante ale acestui festival. Vă dorim și dumneavoastră, celor aflați aici și celor de acasă, o seară frumoasă. Gala Laureaților începe chiar acum. Vă reamintesc faptul că proiectul este organizat de Primăria Municipiului Câmpul Lung și Casa de Cultură Tudor Mușatescu, partener Televiziunea Română. Le mulțumim foarte mult tuturor pentru că asigură, repet, continuitatea acestui proiect cultural. Vorbim de un concurs adresat tinerilor interpreți de folclor, astfel că e firesc să avem un juriu de specialitate. Vă rog să-mi permiteți să vă prezint componența sa. Profesor dr. Grigore Leșe, președintele juriului. Profesor dr. Elize Stan, etnomuzicolog, realizator de emisiuni. Ileana Vieru, realizator de emisiuni folclorice la Radio România, Antena Satelor. Valentin Marin, etnomuzicolog, directorul Radio România, Antena Satelor. Petre Murărescu, președintele Asociației Culturale Marioara Murărescu. Ion Liviu Iana, directorul festivalului și managerul Casei de Cultură Tudor Mușatescu. Și în ultimul rând, Cătălin Iancu, dirijorul Orchestrei Doina Argeșului, pe care vă rog să-mi permiteți să-i și salut, să le doresc succes în cadrul Galei Laureaților și să-i felicit pentru prima zi de concurs. Domnilor și domnilor, așadar vă rog să-mi permiteți ca în aplauzele dumneavoastră să o invit alături de mine pe cea care pune umărul în fiecare an și susține acest proiect cultural. Este vorba de doamna Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpul Lung. Am zărit-o încă de la începutul acestei întâlniri pe doamna primar. Poartă un costum absolut splendid din zona pe care, iată, la rândul său o reprezintă. Bună seara! Bună seara! Ce frumoasă sunteți! Ce apariție! Bună seara! Bine ați venit la Câmpul Lung Mușcel! Sunt fericită că astăzi se dă ora exactă a României autentice de aici, din prima capitală a țării românești. Sus la Munte, la Mușcel, este cel mai important festival folcloric, concurs din România, nu doar pentru că are cea mai frumoasă și cea mai bună prezentatoare, cel mai grozav juriu, cei mai buni participanți, premii extraordinare și o producție de televiziune grozavă. Sus la Munte, la Mușcel, ne vorbește tuturor românilor despre valoarea acestui popor. Sus la Munte, la Mușcel, ne unește, adună la oaltă români frumoși, costume populare de excepție și tineri talentați. Trăim într-o societate de consum în care parcă e mai important ceea ce vezi decât ceea ce simți. Niciodată nu m-a făcut fericită poleiala, ambalajul. Am ales să port astăzi un costum popular mușelean dintr-un motiv foarte simplu și profund: fericirea. În urmă cu 25 de ani am văzut pentru prima dată o fotografie cu Regina Maria, care purta cu noblețe un costum popular din zona Mușcelului. Și
Nu știu, am simțit un magnetism. Oricum o ador pe Regina Maria și poate că fotografia aia a fost un motiv pentru care eu mă aflu astăzi aici la câmpul Mușcel. Acest costum pe care îl vedeți este țesut și cusut de Maria, de o altă Maria din Jugur. Dar eu nu vreau să vă vorbesc despre ceea ce se vede, că ceea ce se vede e plăcut ochiului. E o țesătură foarte fină, o cusătură impecabilă. Vreau să vă vorbesc despre ceea ce nu se vede și ceea ce nu se poate lua cu apă și detergent. Și anume că acest costum ne vorbește despre emoție, bucurie și fericire. Pentru că acest costum a fost purtat de Maria, care are astăzi 84 de ani și am vorbit cu ea, a fost purtat doar la momente fericite. Acest costum a fost purtat atunci când Maria și-a botezat copiii. Acest costum a fost purtat în zile de mare sărbătoare la biserică și la nunți, iar mai apoi a fost purtat de nepoată când a început să cânte folclor pe scenele din România. I-am mulțumit astăzi și i-am spus că sunt onorată că mi-a permis să port acest costum al fericirii. Și am întrebat-o, spuneți-mi, ce ați vrea să le transmiteți românilor de peste tot, unde sunt ei acum în lume, pentru că o să ne vadă milioane de români, și dumneavoastră, prin acest costum. Și știți ce mi-a zis? Să nu uitați niciodată că sunteți români. Mi s-a părut grozav și mi-au dat lacrimile când mi-a spus lucrul acesta și dintotdeauna am spus, sunt tare mândră că sunt româncă și să dea Dumnezeu să purtați toată viața cămașa fericitului pe voi, cum îmi zicea mie bunica mea, mama Betty. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă să nu te culci supărat pe nimeni, să ierți și să faci bine. Pentru că purtând cămașa fericitului pe noi, putem să schimbăm România în bine. Bine ați venit la Câmpul Lung! Mulțumim foarte mult primarul municipiului Câmpul Lung, doamna Elena Lasconi. Mulțumim! Și acum îl invit la microfon pe domnul Ion Liviu Iana, inițiatorul acestui proiect, acestui festival, directorul Casei de Cultură, Tudor Mușatescu. Bună seara tuturor! Bună seara și bine ați venit la Gala Laureaților a celei de-a 10-a ediții a Festivalului Național de Muzică Populară. Așa cum scrie aici, în spatele nostru, foarte frumos pe acest ecran, sus, la munte, la Mușcel. Festivalul nostru ascunde în spatele lui o poveste foarte, foarte frumoasă. Începută în urmă cu 10 ani, în anul 2014, atunci când pleca dintre noi pentru totdeauna doamna Mărioara Murărescu, m-am gândit să facem un festival care să-i poarte numele. Am discutat atunci cu Petrișor Murărescu, băiatul doamnei Mărioara Murărescu, și am zis că nu e momentul încă să facem mai târziu. Apoi am vrut să fac un festival care să-i poartă numele domnului profesor Gavril Prunoiu. Iar domnul profesor Gavril Prunoiu mi-a zis așa, măi băiete, n-am murit, vreți să-mi faceți festival de viu? Zic, nu, dar din respect pentru ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru cântecul popular și pentru Mușcel, meritați asta. Nu. Și atunci am zis așa, cum să-l numim noi pe acest festival? Și l-am botezat sus, la munte, la Mușcel. Și sună extraordinar și iată că după 10 ani el rămâne o emblemă pentru Câmpul Lung și am hotărât atunci ca trofeul acestui festival să-i poarte numele domnului profesor Gavril Prunoiu, cea mai bună voce de muzică populară care a plecat de aici din Mușcel. Și la două ediții mai târziu, doamna Iuliana, împreună cu Petre Murărescu, am hotărât să acordăm încă un trofeu mai mic care să-i poarte numele doamnei Mărioara Murărescu. Și sunt, iertați-mi lista de modestie, mândru de asta, cum sunteți și dumneavoastră, că avem un festival reper în cântecul popular românesc și avem și cei mai buni organizatori. Să știți!
au spus-o cei care vin aici la Câmpul Lung. Copii, părinți, membrii ai juriului. Pentru asta e nevoie de foarte multă muncă, dăruire și implicare. Asta e rolul nostru și zic că am făcut ceea ce trebuie ca dumneavoastră să fiți reprezentați cu cinste și să scoatem Câmpul Lungul din anonimatul cultural în care se afla. Mulțumesc! Și pe de altă parte, nu ar trebui să te culci pe urechea că Opa. E suficient atât, ci se poate și mai bine, pentru că trebuie să fiu un produs premium. Dar vreau să te felicit, Liviu, și vreau să-ți acord această diplomă. Ce surpriză mi-a făcut doamna primar! Toată Sincer. Viața am lucrat în echipă și fără echipă ești doar un om singur. Și să le mulțumesc. Unde sunt colegii de la Casa de Cultură, vă rog? Numai colegii mei, Nelușu Rubeanu, de la Casa Gina. De Cultură, dar și celor din primărie care au Cu contribuit siguranță. La realizarea acestui festival. Doamne ajută! Sărut mâna! Doamne ajută și felicitări echipei întregi de la Casa de Cultură Tudor Mușatescu, domnului director. Vă mulțumesc din suflet! Iată și dorim succes! Ce surpriză ne-a făcut doamna primar, mulțumesc din suflet! Mulțumim și noi, felicitări! Și acum, domnule director, am să vă rețin în scenă, da? Pentru că, doamnelor și domnilor, urmează să oferim din partea organizatorilor, tuturor celor 22 de concurenți, un însemn, o diplomă prin care să-și amintească că au fost parte la ediția aniversară a 10 aici, la festivalul Sus la Munte, la Mușcel. Așa că am să le rostesc numele, am nevoie de aplauzele dumneavoastră, ca să-și amintească de publicul extraordinar de aici, de la Câmpul Lung. Așadar, Bianca Mădălina Latiș, din Târgu Lăpuș. Denisa Elena Pârbu. La Câmpul Lung, toți participanții primesc medalii. Denisa Elena Pârvu, din Argeș. Ștefania Raluca Ciupală, din Prahova. Nicoleta Crisante, din Caracal. Alexandra Georgiana Pițu, din Giurgiu. Bianca Opăriuc, Timișoara. Sebastian Mihai Șerban, din Mureș. Sorin Cheva Năstasie, din Caraș Severin. Erica Daria Zgârdău, din Suceava. Așa. Delia Valentina Bertea, din Suceava. Andreea Denisa Popescu, din Olt. Flavia Maria Sabo, din Sălaj. Melinda Mitran, din Gorj. Marian Casian Mihuț, Bihor. Maria Gheorghițoiu, Argeș. Galerie importantă aici pentru tine, Maria. Bianca Diana Popa, din Bihor. Elena Simona Lazar, Tulcea. Daria Maria Costea, Alba. Dorin Adrian Rus, Bistrița. Petronela Popa, Suceava. Delia Gandore, Vaslui. Și Andra Gabriela Săiu, din Olt.
Aceștia sunt, doamnelor și domnilor, participanții ediției aniversare cu numărul 10 a festivalului Sus la Munte, la Mușcel. În partea a doua, dragi prieteni, ne întâlnim cu parte dintre laureații edițiilor anilor trecuți. Am să încep prin a vă prezenta pe primii dintre ei, câștigători ai premiului de excelență Marioara Murărescu. Sunt aici să cânte pentru dumneavoastră și să ne amintim cumva de ceea ce a însemnat prezența lor într-o ediție sau alta aici la festival. Să-i primim cu aplauze pe Marcela Latiș, Țara Lăpușului, premiată în 2016 cu premiul Marioara Murărescu. Apoi Mădălina Ciucu, Romanați, în 2017, deținătoarea aceluiași premiu. Andreea Dinu, din Olt, premiul de excelență Marioara Murărescu în 2018. Diana Monete, Olt, același premiu în 2019. Andrada Betej, Gorj, același premiu în 2020. Lorena Ene, tot din Gorj, în 2021 a câștigat premiul Marioara Murărescu. Și Ingrid Boengiu, Gorj, premiul Marioara Murărescu în 2022. Cântă pentru dumneavoastră, primiți-i cu aplauze și cântecele acestea să vă aducă bucurie. Rătule plin cu brânduș, la 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 la, îs fată de la Lăpuș, la 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 la, și-s gătat în sărbători, la 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 la, dar cu cămeșa me cu flori, la 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 la. Badeașul era la poartă, la noi rar, la 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 la, cum să joacă în ardeal, la 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 la, legănat și pe sub mână, la 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 la, dar și ce tiera bine mână, la la la, ai roatele de la Lăpuș, la 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 la, la trasă bine pe arbuș, la 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 la. De-un cot învâluie poticuța unde m-aștepta micuța. Pe islăzul de la Olt s-a făcut iarba de-un cot învâluie poticuța unde m-aștepta micuța. Venea pupaiaș cura pe-un cânsur fără de șa, fără așa și hamuri la te, te tăia glos n-o sate. Venea pupaiaș gura pe-un cânsur fără de șa, fără așa și hamuri la te, te tăia glos n-o sate. Făceam cu mâna ca să încenezi calul și să treci la mine, malu. Uite, nicăi zitura de unde-ți făceam cu mâna ca să încenezi calul și să treci la mine, malu. Știe apa oltului cum te așteptam să vii,
pe dunghița cu umbrăru, unde mi s-a rupt mărgeanul. Și ne-a prins noapte cu stele, strângând-i că la mărgele, pe fiecare mărgea îmi cereai să-ți dau ura. Niculița să mă audă, fluierai făcui cu mâna, să fie pupaia și gura, că noi l-am văzut de ieri și mie inima-n doi peri. Vino, puiule, de grabă, că-mi e inima meteagă, vino să-mi oblojești, să-i vezi că ce s-o iubești. Vino, puiule, de grabă, că-mi e inima meteagă, vino să-mi oblojești, să-i vezi că ce s-o iubești. Dumânghite, că dragostea de ți-o port mi-a făcut inima nod, de-atâta dor e beteagă, fă cumva și mi-o dezleagă. Vino, puiule, de grabă, că-mi e inima beteagă, vino să-mi oblojești, să-i des că ce s-o iubești. Vino, puiule, de grabă, că-mi e inima beteagă, vino să-mi oblojești, să-i vezi că ce s-o iubești. Thank you.
ciolban, vino să ne-ntâlnim iar. Că de când nu ne-am iubit, mărăcinii au crescut. Ce frumos e iubitul, ce frumos e iubitul. Ce frumoasă-i dragostea alătura de necau. Ce frumos e iubitul, ce frumos e iubitul. Ce frumoasă-i dragostea alătura de necau. Continuăm, doamnelor și domnilor, spectacolul. Fiind o ediție aniversară, nu este întâmplătoare întâlnirea cu laureați ai altor ediții. Ne întâlnim în clipele următoare cu cei care au câștigat trofeul Gavril Prunoiu la edițiile Festivalului Iisus la Munte la Mușcel din anii trecuți. O invit aici în aplauzele dumneavoastră pe Sofia Stoica Baicu din Dâmbovița, câștigătoarea trofeului la prima ediție. Gabriela Popovici din Dâmbovița, trofeul festivalului în 2015. Bine ai venit! Alexandra Chira din Sălaj, trofeul festivalului în anul 2017. Bun venit! Casiana Ioviță din Făgăraș, trofeul festivalului 2018. Raluca Covaci, Maramureș, trofeul festivalului 2019. Gabriel Treteac din Suceava, trofeul festivalului în 2020. Bine ai venit! Gianina David Romanaț, trofeul festivalului în 2021. Și câștigătoarea trofeului festivalului la ediția de anul trecut, 2022, Roxana Goia din Timiș, care nu vine singură, are o invitată specială, cea care i-a fost alături și la vedeta populară, un îndrumător bun, care astăzi a ales să-i fie alături Felicia Stoian. Ne întâlnim așadar cu ea, alături de Roxana. Vă las alături de public și succes! De foi de cimbru, o fof, neicuță bătutea argându-l. Geaba te mai ții tu mândru, de la tine nu thank you.
te duci și la maica mai mai și să-i spui din partea mea mai mai. Să te duci și la maica mai mai și să-i spui din partea mea mai. Că sunt bine sănătoasă și mi-e tare dor de acasă. Fraților, surorilor, că-mi e inima cu dor Mărsaila și meu la târgu, la 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 la, cu trei găști și le vându, la 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 la. Mărsaila și meu la târgu, la 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 la, cu trei găști și le vându, la 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 la. Și cu banii după ele, să-mi o scadă și mărjele, la 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 la. Zui dimineață, la 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 la, și ajuns să răm la piață, la 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 la. Crăpă de zui dimineață, la 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 la, și ajuns să răm la piață, la 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 la. Tu l-ai domnit ce de lume, vine galiță ca mine, la 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 la. Șumuiere, la 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 la, galițele mi le cere, la 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 la. Ia ca vine șumuiere, la 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 la, galițele mi le cere, la 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 la. Ilei, dacă te-ai gândit să mă fătus să dea și la 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 la. Păi și cu banii după ele, să-mi iau scardă și mărșele. Uiu și iară eu, uiu și nu mărșe. Mulțumesc din suflet! Toate spline de tinoasă, la 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 la, le-o purtat badea la coasă, la 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 la. Hăi, toate spline de tinoasă, le-o purtat badea la coasă. Și-a de badea-n iarba deasă, la 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 la, și nu-i stă gândul la coasă, la la la. Bagă badei Cristian Chioc, la 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 la, și coboară-n sat la joc, la 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 la. Hai, bagă badei Cristian Chioc, și coboară-n sat la joc. Joacă bade, nu te face, la 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 la, ori nu joci cu cine-ți place, la la la. Haide seară la Cireș, la 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 la, și mă culcă pe Chimeș, la 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 la. Pe Chimeș, pe pat de stele, la 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 la, și tu bade peste ele, la 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 la. Mulți mă întreabă cu vara, dorumii de badea sara.
dar de la inimă sac. Inima iubesc și place, inima iubesc și place. Și nimeni n-are ce face, și nimeni n-are ce face. Iarbă deasă, frunzulițe, iarbă deasă, mândrei lumea și frumoasă, mândrei lumea și frumoasă. Și-așa ni de dragă lumea, și-așa ni de dragă lumea, ca la cucvara pădurea, ca la cucvara pădurea. Îi cucului pădurea vara, cucului pădurea vara, ni-i mândrulița sara, ne-i mândrulița sara. Îi cucului pădurea deasă, cucului pădurea deasă, ni-i mândruța frumoasă, ne-i mândruța frumoasă. Îi las-o, las-o la Pugeli. Potirii nu s-a venit, mă! Căste s-a de capatat, mulțănesc cu inimă toată, mă! Din la Crasna la Sudei, of, din la Crasna la Sudei, am o sute de femei, of, am o sute de femei. Îi mândră de firene zău, da mândră de firene zău, drag ne-o fost numile tău, of, drag ne-o fost numile tău. Îi cât-o-mi știe gândul meu, da cât-o-mi știe gândul meu, când treșem pistifoară, of, când treșem pistifoară. Îi când treșem eu suiem dealul, când treșem eu suiem dealul, zburam la mândra cu calul, zburam la mândra cu calul. Îi las-o, las-o la Pugeli, cu șubotii. Și cu cămașa brodată. Hop odată și-nc odată, fetițul cu casa înaltă și cu cămașa brodată. Brodată cu inișori, ori de iubesc, ori că mur. Brodată cu inișori, ori de iubesc, ori că mur. Cu albotă pe la pole, când te vede nica moare, și la mâneci cu altiță, cum să fac să-ți dau o guriță?
că ai glumit, că ai zis că am îmbătrânit. Și iar verde mărgărită, spune mândră că ai glumit, că ai zis că am îmbătrânit. De ce ne-ai că să glumesc dacă nu te mai iubesc? De ce ne-ai că să glumesc dacă nu te mai iubesc? Te așteptam sară de sară, popoteca din la moară. Te așteptam și nu veneai, nu știu ce inimă vei. Te așteptam sară de sară, popoteca din la moară. Te așteptam și nu veneai, nu știu ce inimă vea. Mamă în lume, ei, hai, hai, departe de lângă cine, of, maica mea. Am plecat, sufletul îmi plânge, ei, hai, hai, dorul inima mi-i frânge, of, maica mea. Și oricât mi-ar fi ce bine, ei, hai, hai, maica dragă nu-i cu mine, of, maica mea. La mama dragă și bună, ei, hai, hai, că-i singură și bătrână, of, maica mea. Stă pe prag și se gângește, ei, hai, hai, la viața și-o trăiește, of, maica mea. De o cină, ei, hai, hai, la Dumnezeu să-nchină, of, maica mea. Și-n genunchi lângă icoane, ei, hai, hai, lacrămilii cur și roaie, of, maica mea. Îmi roagă de sănătate, ei, hai, hai, și de bine să am parce, of, maica mea. Doamne ajută la tădna, tolai la lai la la la, de la un capăt la altul, lai la lai la. Vă aduc și-am adunat, lai lai la la la, rouă dâncând ce curat, lai la lai la. Poartă anii de
deschisă largă lume dragă, pentru ai cu suflet curat, lume draga mea. Și nepragul ne-a trecut, lume dragă, nu o mai pleca nici când, lume draga mea. Doamne ajută la tadna, dolai la 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 la, ci la un capăt la dolai la la la. Vă aduc și-am adunat, la e la 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 la, rouă din când ce curat, la e la la la. Traiul bun nici nu pierde lume dragă, când ține gustul la miere, lume draga mea. Cât mâncăm o pită bună, lume dragă, și cântăm doina străbună, lume draga mea. Doamne ajută la tătna, tolai la 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 la, ci la un capăt la tolai la la la. Curat, la e la la e la. Banatul nostru primește lume dragă, preomul care-l iubește, lume draga mea. Arde leniori moroșeni, frați munteni, lume draga mea. Doamne ajută la tăt, la tolai, la 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 la, ci la un capăt la tolai, la la la. Vă aduc și-am adunat, la 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 la, rouă din când ce curat, la 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 la. Doamne ajută la tăt, la tolai, la 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 la, ci la un capăt la tolai, la la la. Lume când tu te-l primești, la 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 la, sufletul ți-l primenești, la el, la la el, la. Mulțumim foarte mult! Felicii Stoian, invitată, mulțumesc, iată, alături de Roxana Goia în această seară și alături de acești tineri extraordinari. Felicitări încă o dată tuturor! Am văzut foarte mulți copii aici și chiar e un băiețel aici în dreapta. Cred că l-au surprins colegii mei. A dansat tot timpul. Mi-a plăcut că e în cămașă tradițională. Vreau să vă aplaud pe toți cei care purtați cămăși tradiționale în această seară la spectacol. Vă mulțumesc! E așa un tablou frumos. Colegii mei au luat cadre cu dumneavoastră și îmi place să cred că aceste haine vor rămâne alături de noi, indiferent de curent, indiferent de, știu eu, ce alte influențe mai vin peste noi. E îmbucurător să văd copiii ascultând această muzică și au poftă să joace. Despre asta e vorba atunci când vorbim despre muzică tradițională. E muzica noastră, este în ADN-ul nostru și ea trebuie transmisă mai departe acestor copii. Felicitări părinților și să-i aduceți la spectacole de folclor în număr cât mai mare. Trebuie să știe cine suntem, de unde venim, care ne sunt obiceiurile și tradițiile. Acesta este rostul acestor proiecte culturale. Așa după cum v-ați obișnuit, doamnelor și domnilor, în fiecare an aici organizatorii aduc vedete ale folclorului românesc în recital, dar și tineri interpreți vocali sau instrumentiști care au confirmat și și-au câștigat deja un loc important în inima dumneavoastră, a publicului spectator și telespectator. Au primit de-a lungul anilor girul specialiștilor și iată-i astăzi pășind cu încredere în fața dumneavoastră pe toate scenele țării. În clipele următoare, cred că vine aici la Câmpul Lung cu emoția amintirilor legate de concursurile la care a participat la rândul său. Atunci când își promova costumul, atunci când își promova cântecele de acolo, de acasă. Doamnelor și domnilor, în recital, astă seară, Gelu Voicu! La căruț
Hai să mă duc la mea mândruță, da să mă duc la mea mândruță. Ei că mă arde la ficați, nu mi-am văzut-o de marți, mă. Dar nu mi-am văzut-o de marți, măi. Că așa-i dorul de drag, păi te faci de mergi de gard, măi. Dântelor m-am la câmpul lung, măi. Cu mult drag pacii ajung. Drag pe lume, îi doi că ai bun să tragă bine. Păi și-o căruță ca să sune, să-mi iubesc pe-a mea mândruță. Păi și să beau vin din ploscuță, da și să beau vin din ploscuță. Că vinul și iubitul astea omoară omul, m-a omorât și pe mine de vreo două luni de zile. Săraca muiere-mi zice, au nu-ți bea banii măi bărbate, dar nu-ți bea banii măi voinice. Alelele viorea, ascultă muiere-n coa, ce-ai tu cu paraua mea? Eu cu sapa nu prășesc, păi eu cu coasa nu posesc, măi. Ca drag chemiri banii găsesc, dragoste mi-a conisesc. Vorbește lumea-n sat, mă, anul ăsta n-am săpat. De anul ăsta nu săpai, măi, nici de coasă nu cosi. Doar muiera mi-o iubi, doar muiera mi-o iubi. Lasă lumea să vorbească, muierea să mă iubească. Că nu trăiesc cu lumea, mă, trăiesc cu muiera mea. Nu mă vorbi lume rău, că nu iubesc ce-i al tău, măi. Gura lumii bat-o sfântul, nu o stupă nici pământul. Ce frumoasă este viața când te apucă dimineața. Ce frumoasă este viața când te apucă dimineața. Dimineața l-a cântat pentru mândra din alt sat. Dimineața pe răcoare și cu bani în buzunare. Că așa-i frumoasă viața pe la cinci de dimineața. Că mai decât un pahar, măi, să cânte un lăudar. Face, când îl bei cu cine-ți place, e mai bun ca orice leac. Când îl bei cu cine-ți drag, bunui vinul nu-i ca apa, dar nici lumea nu-i ca alta. Bunui vinul nu-i ca apa, dar nici lumea nu-i ca alta. Hai da mândră, joacă, joacă, că nu-i fată să te treacă. Stânga unu, dreapta doi, ca la câmpul lung la noi. Fraților, cât mai trăim, să nu ne mai dușmănim. Că nu-i bună cearta multă, că și-așa viața e scurtă. Nu s-a născut nimeni să trăiască cât lumea, măi. Viața atunci e frumoasă,
când ai nevasta la masă. Hai, da, mândră, joacă, joacă, că nu-i fată să te treacă. Stângă, unu, dreapta, doi, mă, ca pătilor, mă, la noi. Hai, da, mândră, joacă, joacă, că nu-i fată să te treacă. Stângă, unu, dreapta, doi, mă, ca la Argeș, ca la noi. Urmează un moment la care țin foarte mult, să știți. E un moment datorită căruia sunt astăzi Gelu Voicu și am făcut o promisiune că nu o să mă las niciodată de el, indiferent pe unde viața mă va duce cu cântecul. Sper să vă placă. Dialog de la Caval la Vioară cu Mihai Muscalu. Unul dintre marii violoniști ai Argeșului. Un dialog de la Caval la Țambal cu Gigi Muscalu. Gigi Muscalu. Un dialog de la Caval la Nai cu Ionuț Cârstea. Ionuț Cârstea. Muzica.
Ne vom întâlni cu câțiva dintre artiști de-i locului, doamnelor și domnilor. Ne oprim întâi la Vaideni, Vâlcea, alături de Ilie Dură, iar apoi argeșenii George Mărgineanu, Valentin Precup, Ana Maria Cristina, Ionuț Cârstea și, nu în ultimul rând, Ștefan Negru, cel care anul trecut primea premiul întâi aici la festivalul Sus la Munte la Mușcel. Să-i primim cu aplauze! Lume, păi că am oi câteva sute, toți mă știu cioban de frunte mândru. Păi după turma cu oi multe, după stâna de la munte lume. Eu am oi una și una, cam pungulun și la jina, ca Antilisca și Novaci, vai de ei și Polovraci. Eu am oi una și una, ca Novasca și la jina, ca Antilisca și Novaci, vai de ei și Polovraci. Am țurcane și țigăi, oacheșe și bucălăi, sunt cioboră de mielușele, trăiască oile dumneavoastră și ale mele. Și să-mi cânt din fluier dorul mândru. Sus pe munții Lotrului, unde-i drag ciobanului, că nu-s mulți așa ca mine, din câmpul lung în mărginime. Sus pe munții Lotrului, unde-i drag ciobanului, că nu-s mulți așa ca mine, din vai de mărginime. Amăle mai faine oi, oacheșe și bucălăi, sunt ciopor de mielușele, trăiască oile tale și ale mele, să facă câte două miele să-i dai la dură din ele. Pot urca ușurel, hai, hai, până
în munții lotrului, dar și ai țindrelul lui. Ai, hai, că și-o ban din tată-n fiu, munții toți așa mă știu, tinerele și iubitor, și cu drag de ei și dor. Că și-o ban din tată-n fiu, munții toți așa mă știu, tinerele și iubitor, și cu drag de ei și dor. Amăle mai faine oi, oachese și bucălăi, sunt ciobor de melușele și stare folos cu ele. Am țurcane și țigăi, oachese și bucălăi, sunt ciobor de melușei și stare folos cu ei. Bujurel mândru-n portiță, draga nechi mândruliță. Bujurel mândru-n portiță, draga nechi mândruliță. Cine ți-a pus o talătiță cu bucoși de carofiță, cu răsori din poieniță și floare de lămâiță? Cine ți-a pus o talădiță cu bucoși de carofiță, cu răsori din poieniță și floare de lămâiță? O nopte dormai la lumina stelelor, măi. Am cusut o nopte dormai la lumina stelelor, măi. Am cusut o nopte târzi, așteptându-te să vii, măi. Cu mătasea genelor și firul sprâncenelor, măi. Am cusut-o nopți târzi, așteptându-te să vii, măi. Cu mătasea genelor și firul sprâncenelor, bujurel mândru pe plai, măi, cine ți-a dat mândru grai, măi? Bujurel mândru pe plai, măi, cine ți-a dat mândru grai, măi? Ca un susur de izvor, de mă prăpădești și mor, măi. Și mă frân de dorul lui, ca-n bătaia vântului, măi. Susuri de izvor, de mă prăpăte și mor, măi. Și mă frân de dorul lui, ca-n bătaia vântului, thank you.
sibilun cușoară. Colon jos bilun cușoară. Of, 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 zași-un voinic cel de boală. Iar deosebită plăcere să o invit aici la microfon pentru un recital extraordinar, invitată specială a festivalului Sus la Munte la Moșcel, olteancă cu totul specială, o voce strălucitoare, ani de zile ne-a cucerit și am spus despre ea în multe rânduri că este urmașa Mariei Ciobanu. Doamnelor și domnilor, Mariana Ionescu Căpitănescu! Bun venit la Câmpul Lung! Bună seara, bine v-am găsit, dragii mei! Este sărbătoare și pentru mine că sunt împreună cu dumneavoastră. Multe, am gustat.
e pământul și iarba, să nu-i faci umbră degeaba. Vorba mamii era sfântă, de munca mea ai mulțumită. Pun masa în curte la mine, aici mă simt cel mai bine. Acest eveniment extraordinar! Firea-i puica furisită, ila, 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 mă-ntreb când te-i lași iubită, ila, ila, ila. Să știi, mă-ntre, nu faci bine, ila, 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 carde sufletul în mine, ila, ila, ila. Nu mă un pic de mai iubi, ila, ila, ila. Robotă pe viața știi, la la la. Robotă pe viața știi, la la la. Altceva nu mi-aș dori, la la la. Ia uz, ia uz, șa, 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 șa. Te aud cum treci mândruță, la la la. Papuși pe potecuță, ilai, ilai, la. Și ți-o spun mândruță de drept, ilai, ilai, la. Inima-mi sare din piept, ilai, ilai, la. Papucii-ți fac lipa, lipa, ilai, ilai, la. Nu mai sunt bun de nimic, ilai, ilai, la. Dragostea parcă-i pedeapsă, ilai, ilai, la. Iar sunt drumul, stau în casă, ilai, ilai, la. Ia uzi, ia ila-i-la-i-la. Mă-ntreb mândră de mă placi, ila-i-la-i-la. Câteodată îmi zâmbești, ila-i-la-i-la. Nu știu de mă păcălești, ila-i-la-i-la. Fă și tu pe gândul meu, ila-i-la-i-la. Lasă-mă la pieptul tău, ila-i-la-i-la. Că de-a ști că-ți place altul, ila-i-la-i-la. Nu te-aș urmări tot satul, ila-i-la-i-la. Fă și tu pe gândul meu, ila-i-la-i-la. Lasă-mă la pieptul tău, ila-i-la-i-la. Că de-a ști că-ți place altul, ila-i-la-i-la. Nu te-aș urmări tot satul, ila-i-la-i-la. Mulțumim frumos! L-am provocat pe domnul director Liviu Iana. Și-așa, ia-o-s, ia-o-s. Dacă mă gândesc un pic, nu mă doboară nimic. Nici vorbele celor răi, știu să trăiesc printre ei. Cât mi-o fi drag să iubesc, cât am putere muncesc. Și uite așa ales cu un sens, nu mă doboară nimic. Ia-s! Și-așa, hop, hop, ține așa. Când viața m-a îngenunchiat, nici atunci nu m-am lăsat. M-am ridicat în picioare și-am găsit altă cărare. Când mi-o fi drag să iubesc, cât am putere muncesc. Și te aș ales cu un succes, nu mă doboară nimic. Unii caută-n tot locul ca să-mi găsească norocul. Și pe neica de-ar putea din brațe mi l-ar lua. Cât mi-o fi drag să iubesc,
cât am putere muncesc. Și de-așa le spun să-i sunt, nu mă doboară nimic. I-auzi, i-auzi și-așa. Unii caută-n tot locul ca să-mi găsească norocul, și pe neica de-ar putea din brațe mi-l-ar lua. Cât mi-o fi drag să iubesc, cât am putere muncesc. Și uite așa le spun să-i sunt, nu mă doboară nimic. Cât mi-o fi drag să iubesc, cât am putere muncesc. Și uite așa le spun să-i sunt, nu mă doboară nimic. Ia-o-s! Of, 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 anii mei frumoși din viață. Of, 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 i-am stat la mândre pe brață. Of, 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 anii mei frumoși din viață. Of, 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 i-am stat la mândre pe brață. Și bătrâne, a fost rele, a fost bune. Și tinere și bătrâne, a fost rele, a fost bune. N-aș vrea să fiu lăudată, dar n-am fost om de lăsat. Am fost bărbat cu ședere, mi-a plăcut orice muiere. Și-așa sunt prin arge și noi. Am fost bărbat cu ședere, m-a plăcut orice muiere.